Aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate după un incendiu și explozii care au avut loc la un depozit de muniții al Ministerului Ucrainean al Apărării, situat la 176 km est de capitala țării Kiev. Alte 38 de localități urmează să fie evacuate. Spațiul aerian pe o rază de 20 de km de la locul depozitului a fost închis și transportul rutier și pe calea ferată a fost suspendat. Sute de persoane au fost trimise la locul celor întâmplate. Președintele Petro Poroshenko a convocat de urgență o ședință pentru a stabili circunstanțele producerii exploziei. Autoritățile iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o diversiune. În ultimii ani în Ucraina au izbucnit mai multe incendii la depozite de arme și muniții în contextul războiului pe care îl poartă din 2014 cu separatiștii din Donetsk și Lugansk.